Salutare tuturor! Astăzi am să fac un unboxing la un sistem PC All-in-One de la Lenovo. Practic, la acest sistem avem o unitate centrală integrată în monitor. În felul acesta facem și o economie de spațiu. Pe eticheta ambalajului ne specifică modelul Lenovo Idea Center IO 24IRH9 în versiunea de culoare Cloud Gray. Apoi ne mai specifică că avem integrate funcțiile Flicker Free și Low Blue Light pe parte de monitor. Procesorul este unul de la Intel. De asemenea, vine echipat cu un sistem de operare de la Windows, mai exact Windows 11 în versiunea Home. Monitorul are un display de 23,8 inci. De asemenea, ne spune că avem incluse și periferice, mai exact tastatură și mouse, ambele având conectare prin cablu. Și, bineînțeles, este fabricat în China. Și să vedem ce găsim la interior. Aici avem tastatura, care se prezintă cam așa. O tastatură ce se conectează prin cablu. Avem un port USB. Tastatura este destul de silențioasă. Chiar foarte silențioasă. Să vedem ce mai găsim la interior. Aici avem alimentatorul pentru sistem. El având sursa de alimentare externă. Sursa are o putere de 90W. Apoi mai avem cablul de alimentare pentru sursa. Și mai avem mouse-ul. Un mouse ce se conectează tot pe cablu. Și cam așa se prezintă sistemul nostru All-in-One. În partea din spate avem câteva porturi, mai exact avem două porturi HDMI, avem portul pentru alimentarea sistemului, apoi mai avem două porturi USB 2.0, încă un port USB în versiune 3.2 și un port RJ45 pentru conectarea la internet prin cablu. Pe una din laterale avem două butoane, un buton pentru power, de aici pornim sau oprim sistemul, și mai avem un buton pentru dezactivarea camerei web sau microfonului de la camera web. Iar pe o altă laterală avem un port USB de tip C și un port jack pentru conectarea căștilor sau microfonului. Mai exact este un port jack combo. În partea din față de la monitor avem microfonul în partea superioară și camera web cu un senzor de 5 megapixeli. Monitorul are un panel de tip IPS, o rezoluție Full HD și o rată de refresh de până la 100 de Hz. La capitolul sunet, acest sistem vine cu difuzoare de la Harman, mai exact are două difuzoare cu o putere de 3W. La capitolul specificații tehnice, acest sistem vine echipat cu un procesor Intel i5 în versiunea de laptop, 16 GB RAM DDR5 la o frecvență de 5200 de MHz și un SSD cu o capacitate de 512 GB în format M2, versiune PCI Express 4.0. De asemenea, vine echipat și cu o placă de rețea wireless. Practic, putem să ne conectăm la internet și fără cabluri. Pentru mai multe detalii tehnice sau dacă vreți să știți de unde l-am cumpărat, vedeți link-urile din descrierea acestui video. Monitorul se poate înclina câteva grade și pe față. Acest sistem PC All-in-One de la Lenovo este ideal dacă îl folosiți în regim office, web sau chiar filme. Procesorul Intel i5 din acest sistem fiind mai mult decât ok pentru astfel de activități. Bineînțeles, dacă doriți mai multă putere de calcul, îl puteți cumpăra și cu un procesor mai performant, mai exact cu un Intel i7. Sistemul acesta se poate upgrada foarte ușor. Putem îndepărta acest capac din spate și putem mări memoria RAM la un maxim de 32 de GB sau de asemenea putem să schimbăm SSD-ul din el cu unul de capacitate mai mare, eventual chiar și unul de 2 TB. Ca și concluzii de final, acest sistem PC All-in-One de la Lenovo
Are un design excelent, se mișcă super bine. În orice aplicație îl folosiți în regim Office Web, se mișcă excelent. Personal îl văd ca pe un PC ideal pentru lucru la birou sau chiar și de acasă, dar așa cum v-am zis, în special dacă îl folosiți în regim Office Web, contabilitate. Cam acesta a fost și videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare!